întâmplă cioica, să se întâmplă ce spunea poetul, să ajungem la nunta din cer. Spune în Ezechiel 36 că avem nevoie de câteva condiții. Ezechiel, capitolul 36, de la versetul 25, voi citi 3 versete. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți, vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Suntem într-un an nou, dragii mei, și dacă ar fi să fim întrebați ce așteptări aveți de la acest an nou, am observat la cei de lângă mine, și probabil că și aici se întâmplă la fel, întotdeauna avem foarte mari așteptări de la cei de lângă noi și foarte mici așteptări de la noi. Am dorit să avem un guvern probabil mai bun, am dorit să avem, de exemplu, părinți care să fie mai îngăduitori cu noi în anumite privințe, am dorit un soț care să ne aducă flori mai dese, am dorit o soție care să ne iubească mai mult, am dorit copii care să asculte mai mult de noi. Probabil că dacă e vorba de punctul de vedere material, am dorit să schimbăm mocheta anul acesta la noi în casă, am dorit să schimbăm parchetul, să schimbăm draperia. Dragii mei, ceea ce îmi doresc în acest an nou este să fim oameni noi. Amin. Și despre asta vreau să vorbesc în această seară. Mi-a fost foarte greu să aleg acest text, mă tot gândeam oare ce să predic în seara aceasta. Dar am rămas la această expresie, oameni noi într-un an nou. Pe noi ne întreabă cei de lângă noi când împlinim o anumită vârstă, câți ani ai? Și m-a întrebat cineva în 2 mai anul trecut câți ani ai și am spus că nu știu. O zis că tu ai probleme foarte mari dacă nu știi câți ani ai. O întrebare esențială, tu nu știi câți ani ai. Și am zis, dragul meu, nu, chiar nu știu câți ani am. Dacă, de exemplu, am acasă 2 litri de lapte și am băut 1,5 litri din el și tu mă întrebi cât lapte am acasă, eu zic că mai am 0,5 litri, nu? Dragii mei, noi spunem că avem 29 de ani. Eu anul ăsta fac 30 de ani. Dar noi nu mai avem anii ăștia. Noi nu mai avem anii ăștia. Nu? Eu nu știu câți ani mai am, să știți. Pentru aia trebuie să trăiesc în fiecare zi ca și cum ar trebui să fiu gata de nuntă, adică spre care s-a cântat. La Ezechia nimeni nu i-a spus la mulți ani, să știți. Nimeni. Și nici eu nu prea spun la mulți ani. Spun mai degrabă la mai multe pocăință. Nu? Că degeaba spui la mulți ani că mai mult decât s-o rândui Domnul, nu trăiești niciodată, să știi. Pe Ezechia îl întrebau frații, surorile, câți ani ai Ezechia? 13. Ezechia, dar câți ani ai? Zice, mai am 90. Ezechia, dar câți ani ai? Mai am încă 30, mai am încă 4. Nu? Dragii mei, vă dați seama cum am trăit viața dacă am trăit cu acest principiu? Să înțelegem că nu contează, dragii mei, anii din viața noastră, ci contează viața din anii noștri. Doamne, ajută-ne să fim plini de viață. Că și cel de la reanimare este în viață, dar nu poate căra un sac de ciment. Să știți. Nu e suficient să fii în viață. Eu am venit ca oile mele să aibă viață, ci să o aibă din belșug. Doamne, dă-ne viață din belșug. În primul rând, oameni noi într-un an nou, dragii mei, înseamnă oameni cu o inimă nouă. Oameni noi într-un an nou înseamnă oameni cu o inimă nouă. Spune aici, vă voi da o inimă. Am observat în slujire, ca și un tânăr slujitor, am observat oameni cu două inimi, să știți. În funcție de împrejurări, o activează ori pe cea de carne, când e vorba de copiii lui sau familia lui, bineînțeles, la voi nu cred că e cazul, da? Dar eu zic așa cum am întâlnit în slujire, da? Sau în funcție de împrejurări, o activează pe cea de piatră, da? El a zis, Doamne, eu nu vreau să-mi schimb inima, eu vreau să-mi lași pe amândouă inimi, să-mi dai o inimă de carne și una de piatră. Când e vorba de săraci, de orfani, mai știu de ce, mă activez inima de piatră și când e vorba de alte cazuri mai sensibile, care îmi plac mie, alte situații, activez inima de carne. Dragii mei, Dumnezeu vrea să ne facă astăzi transplant de inimă. Nu să ne mai dea încă o inimă, să știți. E mare diferență. Dacă un om intră în moarte clinică și familia acceptă ca acestui om, și nu comentez teologic acest gest, vă dau doar un simplu exemplu. Dacă familia acceptă ca acest om să-și doneze un rinic din doi, el poate trăi mai departe dacă îți revine din moarte clinică. Că sunt oameni printre noi care trăiesc cu un rinic. Dacă acest om acceptă să-i fie făcută o extracție din măduvă, el poate trăi mai departe cu mai puțină măduvă. Dar dacă familia acestui om aflat în moarte cerebrală acceptă ca familia sau doctorii
să-i facă transplant de inimă, să se scoată inima de carne, inima fizică și să o dea unui pacient care poate e inclus sau în București. El nu se mai poate întoarce în viață fizică niciodată. Cu Dumnezeu exact invers. Dacă în mod fizic, când îți dai inima fizică, tu intri într-o moarte irreversibilă la viață, vreau să vă spun că cu Dumnezeu e exact invers. De-abia când îți dai inima lui Dumnezeu în vie. Să știți. Fiule, dăm. Știți care e problema noastră? Deja avem falimente uneori. Că de multe ori îi dăm lui Dumnezeu un rinic. De multe ori îi dăm lui Dumnezeu o ureche sau o mână sau un picior. Și Doamne zice, eu îți dau mâna sau îți dau piciorul sau îți dau o parte din mine, dar nu vreau să-ți dau tot. Dragii mei, oameni cu o inimă nouă înseamnă oameni în primul rând cu o inimă întreagă. Oameni cu o inimă întreagă. Spune în 1 Samuel capitolul 7 cu 3. Samuel a zis întregii casă lui Israel. Și aici au fost oameni care 20 de ani au venit la biserică. Tineri, copii, părinți, dar nu și-au dat inima întreagă lui Dumnezeu. Dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru de Dumnezeu, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i Lui. Și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Ascultă-mă bine, dragul meu. În luptă contează foarte mult armura. Dacă soldatul nu are inimă pentru luptă, contează mult ce armura ai în luptă, dar contează mult și inima cu care mergi în luptă. Că sunt oameni care slăbesc și înmoaie inima altora, nu? Pentru aia zic astăzi, Doamne, dă-ne o inimă întreagă. O inimă predată în totalitate lui Dumnezeu. Apoi, dragii mei, o inimă nouă mai înseamnă ceva. Înseamnă și o inimă pricepută. O inimă pricepută. Vreau să vă spun, dragii mei, că deciziile pe care le luăm astăzi vor determina mărturiile care le vom avea mâine. Dacă ești astăzi aici în biserică sau în adunare sau în cor sau unde ești, este pentru că în urmă cu câțiva ani ai luat o decizie înțeleaptă. Pentru asta e foarte important în anul care intrăm să luăm decizii înțelepte și spun, Doamne, ajută-ne la asta. Dumnezeu s-a prezentat în fața lui Solomon într-o zi și l-a întrebat într-o noapte, ce vrei să-ți dau? Știți că de multe ori ceea ce noi cerem de la Dumnezeu arată maturitatea umblării noastre cu Dumnezeu? Și Solomon a zis, Doamne, dă-mi o inimă înțeleaptă, dă-mi înțelepciune. Și Dumnezeu a spus, voi face după rugăciunea ta, voi face după cuvântul tău. Eu mulțumesc Domnului că nu am făcut după toate rugăciunile care le-am înălțat. Că nu știu unde eram astăzi, să știți. E tare bine că Iisus Hristos, înainte să ducă la tronul de har și de îndurare a lui Dumnezeu, rugăciunile mele le filtrează câteodată. Că tare mare nevoie am de filtrarea asta. Că dacă i-am cere Domnului tot ceea ce vrem, să știți că am, cine știe unde am ajunge. Dar omul ăsta a zis, Doamne, dă-mi înțelepciune pentru că vreau să iau decizii înțelepte pentru națiune, pentru templul în care slujesc, pentru familia mea. Mă uit aici, atât de mulți tineri sunt. Și stați față în față cu deciziile acestei lumi și stați față în față cu non-valorile acestei lumi. Și într-o paranteză vă spun care sunt valorile lumii, non-valorile în fața lui Dumnezeu. Frumusețea exterioară, banii și inteligența. Și întâlnesc tineri la un pas sau la altul, fata tiță zice, l-am luat pentru care ochii albaștri. Oameni buni, ascultați-mă bine, vă spun cu toată seriozitatea, deja are ochii albaștri dacă nu vede cerul în fiecare zi. Fata Cristi zice, l-am luat pentru care mașina extraordinară, zice, și am vrut și eu un pic să scap de sărăcie. Ai dat de o mai mare sărăcie, de o sărăcie spirituală. Nu neapărat pentru care e mașină frumoasă, ci pentru că s-ar putea, deja are mașina frumoasă dacă nu știe drumul spre cer, nu? Nu? Că în viață contează mai mult direcția decât viteza, dragii mei. Eu dacă am 180 la oră, spiritual vorbesc, dar dau multe exemple reale și mă duc spre iad, cu ce mă ajută? Uneori mă duc mai încet, uneori mă duc poate la pas. Apropo, cei care merg cel mai repede pe calea mântuirii sunt cei care merg la pas cu bolnavii și cu orfanii și cu văduvele. Să nu uitați asta. Cei care au cea mai mare viteză sunt cei care merg la... Ce contrast frumos. Dar e un mare adevăr asta. Doresc pentru toți tinerii de aici, atât de mult mă doare când o fată care... O văd că e o fată serioasă, o fată rugativă. Nu e așa de mult întrebată de băieți, nu? Și o fată care valorile lumii pune preț pe frumusețea exterioară. Dragii mei, exteriorul trece. O să vină ridurile. Ce o să faci? Nu? Ce-a făcut Rebecca? Știi ce-a făcut Rebecca când s-a apropiat de Isaac? O întreba cine e ăla? O zis, cine e băiatul ăla? Și a zis, ăla e viitorul tău soț, e stăpânul meu, o zis Eleazar. Ce-a făcut Rebecca? O luat mărama și s-o?
Oh, ce fac unele fete astăzi, dar voi mă gândesc că nici nu se pune problema să fie așa ceva. Dar unele așa fac, invers, da? Deci hai să mă arăt, să vadă, nu cine sunt. Dragii mei, Rebecca au transmis un mesaj extraordinar. Isaac, tu vii de pe câmp de la părtășie cu Dumnezeu. Poți să mă iei fără să te bazezi pe frumusețea mea exterioară? Că și eu am tras câteva zeci de gâlezi cu apă și una dintre marele mele valori este hărnicia. Nu? Haideți să ne punem întrebarea asta. Ori avem o inimă pricepută, luăm decizii înțelepte? Eram azi cu cineva la mărturisire și nu spun mărturisirile, dar ideea aceasta îmi rămâne în minte. Frate Cristi, am luat o decizie proastă la căsătorie. Pentru că m-am orientat spre valorile acestei lumi. Și am ascultat de sfaturile unor oameni care n-au maturitate. Nu uitați, toți oamenii sunt vorbinele. Nu-i lăsați să-ți ia. E foarte important lucrul ăsta. Da? Contează mult ce sfătuitor ai în viață, contează mult ce prieteni ai în viață. Că știți ce prieteni au avut, nu? Absalom. Știți ce prieteni avea Samson. Apoi, dragii mei, o inimă nouă mai înseamnă ceva. O inimă nouă înseamnă... Eu dacă vă spun că m-am cumpărat o casă nouă, mă gândesc că nu o să găsiți, nu? Ciment pe jos, în ea, aruncat acolo toate. O inimă nouă înseamnă și o inimă curată. O inimă nouă înseamnă și o inimă curată. Matei, capitolul 5, cu versetul 8. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor... E riscant să ai inima transparentă astăzi. E riscant să spui, să fii sincer astăzi. E riscant. Dragii mei, noi trebuie să gândim tot ceea ce spunem, dar nu trebuie să spunem tot ceea ce gândim, să știți. E foarte important lucrul ăsta. Dacă, de exemplu, își întreb acum surorile, nu? Că ele sunt cu curățenia în casă. Ce efort trebuie să depuneți ca să se pună praful? Nimic. Ca să fie mizerie în casă, nu trebuie să faci nimic, să știi. Lasă tot așa cum e și vină peste 3 săptămâni. Să vezi cum va fi totul praf, mizerie. Dar ca să fie curat? Dragii mei, e suficient să luăm o pauză. Unii spun bine meritată. Eu n-aș spune că e bine meritată. De la cuvântul Domnului, de la post, de la rugăciune. Și o să vezi cum se așterne praful pe inima ta. Și o să vezi cum casa aceea frumoasă devine dintr-o dată o casă care conține mizerii. Haideți să ne punem o întrebare. O fată a întrebat-o pe bunicuța ei. Bunicuță, de ce citești Biblia în fiecare zi? Că la vârsta ta oricum n-ai înțeles nimic. Nu mai rețin nimic, ai 70 ceva de ani. Și bunicuța a zis, vină cu mine, stăteau la țară. Și au luat o coșară de nuiele, au luat o grată cu apă, au turnat-o în coșară și au zis, bunicuța, vezi? Coșara mea nu mai reține apa, dar coșara mea e curată. Eu nu mai rețin ce citesc, nu mai am memoria să învăț versete pe de rost, dar în fiecare dimineață Duhul Sfânt prin cuvânt îmi spală mintea și face să am o inimă curată. Doamne, dă-ne o inimă curată! Dragii mei, vă doresc din toată inima o inimă întreagă pentru Dumnezeu, o inimă pricepută și o inimă curată și asta va fi o inimă nouă și veți fi oameni noi și vom fi oameni noi într-una nouă. Slăvit să fie Domnul! În al doilea rând, nu-i suficient, spunea cântarea, nu? În haine, contează și haina cu care mergi, nu? Nimeni nu merge în șlap și în trenic la nuntă, nu? Dar spiritual sunt unii care cântă cântarea Iisus iubit când vei veni și ei sunt în șlap și în trenic spiritual. Să știți. Să nu vine Domnul încă, mai bine. Mai bine să ne mai dea un pic de har, să luăm o ținută bună, nu? Știți că iarna contează foarte mult cum te îmbraci? Contează foarte mult cum te îmbraci. De obicei zi mai multe rânduri de haine. Eu vă recomand doar 4 haine. Astăzi, oameni noi cu o haină nouă. În primul rând, vă recomand haina mântuirii și Dumnezeu ne recomandă în Isaia, la un moment dat, spune aici, Isaia, capitolul 61, cu 10, m-a îmbrăcat cu haina mântuirii și m-a încins cu mantaua, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii. Dragii mei, haideți să ne punem întrebarea asta. Mai avem bucuria mântuirii? Sau hai să pun un pic mai adânc. Care e bucuria care o ai cea mai mare? Spuneam azi dimineața la noi, la adunare, dacă, de exemplu, telefonul tău e descărcat, ceva practic, ce zici? Peste o săptămână jumate găsesc încărcătorul, încarc și nicio problemă, oricum nu mă sună nimeni. Nu? Așa faceți. Păi când vezi că mai ai încă 5%, 3%, alergi și spui. Dar sufletul, nu vezi că se descarcă. De ce nu alergi să-l încarci la rețeaua cerească? Dragii mei, cel mai performant bec din lumea asta nu are valoare dacă nu e conectat la sursă. Cel mai bun cântăresc, predicator, ce-o fi el? Proroc.
să fie. Ce-o fi? Membru din biserică. Nu poate trăi dacă n-are bucuria mântuirii. A murit anul trecut Patriciu. Și mass media, știți ce-a confirmat? 80 de oameni au fost la mormântarea lui. Este considerat printre cei primii 3 oameni bogați din România. 80 de oameni. Parcă nu m-aș dori să fiu bogat. 80 de oameni. Dragii mei, a murit Traian Dorz în 89 și istoria confirmă că aproape 10.000 de oameni au format cozi kilometrice să meargă pe urmele unui om care a petrecut 17 ani de pușcărie. Atât de bogat a fost Patriciu, atât de sărac a fost Patriciu, că numai bani a avut. Atât de bogat a fost Traian Dorz, că numai Biblia, harfa de cântări și câteva mii de poezii a avut. Dar Traian Dorz avea ceva. Și slujitorii, și frații de aici, și tinerii, noi avem ceva, avem bucuria mântuirii. De aș avea toți banii lumii să-mi stea în braf argenții, în zadar, dacă mi-aș pierde aurul credinței. Dragii mei, vreau să vă pun azi o întrebare legată de textul acela cu muștele moarte. Care sunt lucrurile care ți-a creat bucuria mântuirii? Atunci când David a căzut în păcat, repet, a căzut, nu a trăit în păcat. Una e să mergi pe trotuar și să te stropească mașina și altul asta e alt lucru, e să mergi prin șanț și să-ți placă în șanț. E cu totul diferit. Dar când David a căzut în păcat și s-a trezit la realitate, a zis, dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Uită-te să vezi în ce constă bucuria ta cea mai mare. Dacă îți pierzi ca și fată, e seara de tinere, nu îmi permit, îți pierzi poșeta, nu? De ce îți pare cel mai mult rău? De telefonul din poșetă sau de Biblia din poșetă? E o întrebare foarte bună asta, nu? Așa de bună că s-ar putea să nu mai calc pe aici în grabă. Da? Dar e o întrebare foarte interesantă asta, nu? De ce îți pare rău cel mai mult? Eu lucrez în informatică, dragii mei, și într-o zi mi-am dat comandă la un laptop. Un calculator nou. Am dat vineri comandă, luni trebuia să vină prin fan curier. Vineri seara eram la o seară de rugăciune la fratele Cristi Talpă la Sibiu și în timp ce mă rugam, vă dați seama la ce mă gândeam, nu? Mă gândeam ca și un om. Și doar dacă v-ați fi luat un frigider, poate te fi gândit seara. Și a venit Duhul Sfânt și mi-a pus o întrebare. Cristi, luni când va veni calculatorul tău, vei fi mai bucuros decât ești acum pe genunchi. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Au început să mi se bată genunchi unul de altul. Pentru că știam răspunsul. Și cu Duhul Sfânt a continuat. Dacă vei fi mai bucuros când vine un lucru material, decât acum când ești în părtășie cu mine, la răpire rămâi jos. Cum, Doamne, că predic, mă aduc într-o parte, dar nu asta contează. Dragii mei, ca să fie făcută o căsătorie, nu e suficient ca soțul să iubească soția și soția trebuie să-l iubească pe soț. Ca să ajungi într-o zi în cer, nu-i suficient ca Dumnezeu să te iubească, trebuie să-L iubești și tu pe El. Și dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Mă rog astăzi, frate și surori, să nu ne ia nimeni în bucuria mântuirii. Într-o zi Abacuc a venit acasă și nu mai era nimic în cămară și nu mai era nimic pe câmp și nu mai era nimic în graj. Și probabil că pensia au scăzut și probabil că alocația au scăzut, vorbesc în termenii noștri. Ce au zis Abacuc? Când scot foaia membrală și mă mut la altă biserică. Nu. Ascultați. Eu 3:18. Eu tot mă voi bucura în Domnul care îmi dă apă caldă, care îmi dă covoare? Nu. În Domnul Dumnezeul mântuirii mele, că mi-a dat mântuirea. Slăvit să fie Domnul. Puneți întrebarea asta. Ai bucuria mântuirii? Ai haina mântuirii? O altă haină care Biblia ne recomandă, se cânta despre ea în cântare, este haina albă. Eclesiastul capitolul 9 cu versetul 8. Hainele să-ți fie albe joia seara, și duminică seara, nu? Așa scrie. Oh, ce alură frumoasă ne luăm noi, noul de biserică, da? Și, da, haine. Nu. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și vă rog frumos să vă uitați ce spune versetul mai departe. N-am înțeles, spune în urmă cu aproximativ 3 săptămâni această legătură. Și unde lemn, nu? Să nu-ți lipsească de pe cap. Dragii mei, cu cât vom avea mai multe putere din Duhul Sfânt în viața noastră, cu atât mai mult vom păstra albul pe haina noastră. N-ai cum cu 3 minute de rugăciune pe zi, omule bun, să te împotrivești
la anturajul care e în jurul tău, la păcatele care sunt în jurul tău. Tu ai nevoie de putere. Spune în Osea despre Efraim, niște străini, îi mănâncă puterea. Tragedia nu e că mănâncă puterea, tragedia e că nu-și dă seama. Uitați-vă să vedeți că mulți ne întreabă de ce facem tot și joia și marța și duminica. Știți de ce facem? Exact pentru acel motiv pentru care unul care face transport 8 ore pe zi merge des la PECO. Pentru aia facem. Pentru aia. Că în fiecare zi din noi iese o putere, să știți. 8 ore de muncă, un anturaj negativ, colegi de serviciu care înjură, care blastămă și ești mereu într-un mediu și ești mereu într-o lume a ispitelor, a luptelor și ai nevoie să vii aici. Noi obișnuiți să spunem, fratelor, vă mulțumim într-un mod deosebit, Dumnezeu vă va răspăti extraordinar de mult că ați venit la biserică. N-aș spune chiar așa, să știți. N-aș spune chiar așa. Păi eu dacă mă duc la ABC, eu nu-i fac un favor la vânzătoare, dragii mei. Vânzătoarea aia, tot salariul ăla va avea, să știți. Eu dacă merg la un ABC, mă duc să mă alimentez, să-mi iau câteva alimente de bază, ca să pot să trăiesc pentru ziua de mâine, nu? Pentru aia venim la biserică, ca Dumnezeu să ne umple cu puterea Duhului Sfânt. Și părtășia să ne țină legată unii de alții și să putem avea biruință și să ne păstrăm albul. Că zise Apocalipsa prin Ioan, am văzut o mulțime de oameni îmbrăcați în alb. Oameni buni, vreau să mă audă toți, în special tinerii. Nu se poartă gri în cer. Nu se poartă negru în cer. Haina preferată a cerului și haina, unica haină, aș spune ca și culoare, este haina albă. De aceea spun, Doamne, dă-ne putere să ne păstrăm curați. Amin. Dragii mei, nu e suficient să fiu mântuit. 1 Corinteni 15 cu 2, după ce am fost mântuit, eu trebuie să rămân în mântuirea asta până la final. Am întâlnit tineri. O zis, Cristi, ce te dărești de mine? Că eu cânt în față, chiar dacă fac păcate în spate. Oameni buni, ascultați-mă bine. E mântuire, sfințire și apoi slujire. Doamne, ajută-ne la asta. Pentru că altfel slujirea ta nu va avea niciun impact. Că avem mii și milioane de cântări care nu mai ating pe nimeni. Și avem zeci de mii de predici care nu mai mișcă nimic. Pentru că cel în cauză nu mai trăiește pocăința. E ca și cum cineva care face reclamă la Nivea se dă cu Dior. E ca și cum cineva care lucrează la reprezentanța Mercedes umblă cu Logan. Nimeni nu-l crede că Mercedesul e bun. Dragii mei, eu dacă vă spun despre Iisus, în viața mea trebuie să trăiască Iisus. Doamne, ajută-mă la asta. E riscant să porți albi în Cluj. Știu ispitele cu care vă confruntați. Dar vreau să vă spun ceva. Merită să porți albi. Pentru că la răpire nu pleacă penticostalii, baptiști, ortodoxi sau catolici, ci pleacă doar sfinții. Doamne, vreau să mă păstrez sfânt, să mă păstrez curat. Oameni buni, cea mai mare bogăție nu-i să ai 10.000 de euro în bancă. Iov a fost un om bogat, pentru că cea mai mare bogăție a lui Iov a fost în Iov, capitolul 1, cu versetul 1. Iov era un om neprihănit și se temea de Domnul. Ai adevărat în versetul 2, bogăția familială, 3, bogăția materială, 4, bogăția poziției sociale. Și diavolul a încercat în aștia 3 bogății ca să-i fure de prima. Dar dacă ca și prioritate în viața ta este bogăția aceasta, te afârci de Domnul, afârci de păcat. Tu ești un sfânt și vei sfârși într-o zi la nunta din cer, slăvit să fie Domnul. O altă haină, haina de însubțire. Credința fără fapte este moartă. Și nimeni nu vrea să meargă la morgă, să știți. Nu-i frumos să mergi într-o biserică unde foarte mulți au credință moartă, să știți. Dragii mei, credința mea este invizibilă, dar faptele credinței mele sunt deosebit de vizibile. Eu nu fac fapte bune ca să fiu mântuit, eu fac fapte care îl cinstesc pe cel care m-a mântuit. Slăviți să fie Domnul! O altă haină și ultima, haina dragostei, Coloseni 3 cu 14. Îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. O, ca să iei haina aurii, știți și eu ușor să dă jos de pe umeraș haina aurii. Imediat. Ca să iei haina dragostei pe tine, îți trebuie un efort suplimentar. Însă vreau să vă dau o veste bună. Vei spune, frate Cristi, eu port XL și nu se potrivește. Toate hainele care vi le-am spus sunt pe orice mărime și în stoc nelimitat. Și totuși, cel mai puțin portate.
Parcă mai degrabă de la Zara, de la Canvelo, mai, nu? Dragii mei, eu zic astăzi, Doamne, du-ne un pic pe la reprezentanța Ta de haine cerești și îmbracă-ne, că dacă o să fii îmbrăcat cu haina dragostei, vreau să spun ceva astăzi. Nu sunt proroc, dar poate prorocesc acum. Primul loc din biserică va fi locul pe care stai tu și apoi lângă tine se vor polariza oamenii. Să știi, nu? În al treilea rând, dragii mei, vă recomand din Biblie și Domnul să ne dea la toți o familie nouă. Oameni noi într-un an nou, dar și cu o familie nouă, nu? Că dacă inima soțului se schimbă și hainele soțului se schimbă, vreau să vă spun că soția rămâne deosebit de impresionată. Copiii vor rămâne deosebit de marcanți, demarcați de ceea ce s-a văzut în tata și în mamă. Vreau în 2016 să te gândești, acum te rog să zic, frate Cristi, eu chiar vreau să mă căsătoresc și că poate la asta te referi. Da, și la căsătorie mă refer, e foarte bine. Dar mă refer în special să faci pentru familia ta ceva care să aducă un suflu nou. În Psalmul 128 există ceva extraordinar, există un principiu extraordinar. Haideți să vedeți care e fundația oricărei familii. 128 cu versetul 1. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile. Dragii mei, asta e fundația fiecărei familii. Voi dacă veniți la mine acasă, eu nu o să vă arăt fundația. A trebuit să iau hârletul, să stau plâng, să vă arăt fundația. Eu vă arăt perdele, colțar, masă. Dar toate aceste lucruri din interior au valoare pentru că există o fundație. Și acum un cuvânt foarte important pentru tineri. Dumnezeu nu face casă pe fundația de nisip. Să știți. Azi cu o fată, mâine cu alta, apoi mâine promii la aia la altă. Și apoi vedem, Dumnezeu ne va binecuvânta. Nu, Dumnezeu nu participă la așa ceva. O să fie de Cristi, eu sap în stâncă și stau în post în rugăciune și nu merită, că am deja 29 de ani și nu sunt căsătorită. Și aia la altă la 20, da? Care o atras numai prin corp, e deja căsătorită. Stai liniștită că nu o luat un Isaac, nu te stresa. O luat un Samson. Am primit la Domnul un titlu de predică, mai trebuie să primesc conținutul, cadouri la nunta Dalilei. Da? Da? Păr tuns, mâini legate, ochi scoși, nu? Nu te stresa. Tu așteaptă-l pe Isaac că vine. Că Dumnezeu ceea ce ești, aia îți dă în viață, să știi. Ceea ce ești. Dragii mei, ferice de oricine se teme de Domnul, asta e fundația. Haideți să vedeți care e casa. Atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Lucrul mâinilor tale e casă. Dar hai să vedeți care e căminul. Că mulți au o casă și puțini au un cămin. Nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. N-ați vrea un cămin de astăzi? Dragii mei, cea mai frumoasă vilă din România, dacă nu are pe nimeni în ea, e pustie. E pustie. Să știți. De aceea vă rog astăzi, investiți mai mult în cămin decât în casă. 8 ore pe zi, de multe ori lucrăm pentru casă, să fie la fix gresia pus, acolo granitul, nu știu cum. Dar copilul tău când îl mai ai în brațe? Dragii mei, suntem construiți în așa fel încât atunci când plecăm din lumea asta, și am participat la multe mormântări, n-am văzut încă copil care să zică, tati, de ce nu mi-ai dat o mașină mai bună și mi-ai dat o mașină din asta? Nu. În momentul când plecăm din lumea asta, rămân 3 mari valori, să știți. Sentimentale, spirituale și familiale. Și nu rămân ale materiale. Să știți. Cei mai puțini sunt prețuiți tații care i-au dat la copil tot material și nimic spiritual. Să știți. În Hunedoara a fost un accident și copilul a ieșit pe geam la 18 ani jumate și în timp ce se zbătea între viață și moarte și a murit până la urmă. O strigat, tati, zi o rugăciune cu mine. Și tata au zis, nu știu o rugăciune. Nu știu. Și copilul, ultimele cuvinte ale lui au fost, tati, mi-ai dat apartament la 18 ani. Mi-ai dat mașină. Eu stau față în față cu moartea, stau față în față cu judecata. De ce nu mi l-a dat pe Dumnezeu? Dragii mei, în 2 Împărați 4 spune Biblia la un moment dat, cu o femeie, se confrunta cu o problemă mare și problema datoriilor este o problemă mare, dar este o problemă mai mare ca și asta. Problema ca copiii să ajungă robi. Și o mers la Elisei și acum gândiți-vă, frați dragi, dacă unul din dumneavoastră ar pleca la Domnul, ce ar spune soția despre noi? Știi că soțul meu era cel mai bun reprezentant auto din Cluj, nu? Nu e un lucru rău, dar nu e cel mai bun.
Știi că soțul meu se temea de Domnul și Elisei au putut să confirme asta. Știi ce o întreba aceea acasă? Și-a zis femeia, zice, am acasă un cuptor de microunde. Și-a zis, nu mă ajută cu nimeni. Ce ai acasă? Păi am acasă ce frigider din alea cu gheață, cu 70 de milioane, care e vara, îmi dă gheață instant. Nu mă ajută cu nimic. Vorbesc în termenii noștri. Vorbesc actualizat la termenii din ziua de astăzi. Ce ai acasă? Păi am acasă, zice, am acasă marmură în baie. Nu mă ajută. Femeie, ce ai acasă? Am acasă puțin unde lemn. Asta mă ajută, a zis Elisei. Dragii mei, întotdeauna Dumnezeu a făcut minuni mari, folosindu-se de puținul meu și al tău. Să știți. La înmulțirea pâinilor, Dumnezeu nu face niște semne și minuni să apară pâinea și pe Dumnezeu ia puținul, insuficientul și îl face destul. Dumnezeu ia puținul tău, un de lemn care l-ai acasă. Și ce poate fi un de lemn? Mai ai o soție care deschide Biblia, cum spune cântarea, am o carte ce o iubesc, deși e vechi, o prețuiesc, căci pruncia mi-amintește tot. Dar cum era pruncia mai demult? Fiecare cu camera lui, cu telefonul lui și cu TV-ul lui, nu? Nu. Pe genunchii mamei stam, pe cap mâna-i cald aveam și îmi vorbea din cuvântul lui Dumnezeu. Și poetul a zis, mama a plecat, tatăl a plecat, dar mi-a rămas sfânta carte, dulcea carte. Firele țin lăcrimate, le citesc, cum merg pe calea crucii, ești mai dulce zi de zi, căci tu mă conduci la locul sfânt ceresc. Dulce mi-a pus o întrebare în urmă cu aproximativ o lună jumătate, în timp ce veneam dintr-o misiune, și vă pun și eu astăzi, mi-a cutremurat întrebarea. Ești din familia care are un de lemn sau din vecinii care dau vase goale la alții? Puneți întrebarea asta. S-au întâmplat minuni în familia ta? S-au întâmplat minuni, se întâmplă minuni în familia mea? Dragii mei, unii fac minuni și alții se fac de minuni, să știți. E mare diferență. Am văzut copiii, am întâlnit un tânăr plecat în Spania ani de zile departe de tata și l-am întrebat cum de te-ai păstrat curat când știam bine unele fete ce propunere au făcut. Și au zis, Cristi, la mine în casă am văzut un de lemn că sunt mulțit. Tatăl meu era trezit noaptea și primea poezii din cer. Părinții mei se trezeau noaptea și se rugau lui Dumnezeu. Am crescut cu o familie care s-a temut de Domnul. Cristi, mi-e frică să păcătuiesc. Am o teamă de Domnul imensă pentru că am văzut un de lemn înmulțindu-se în viața mea. Și avea 30 de ani și mi-a zis, Cristi, nu mă mai însor. Am zis, stai liniștit. Stai liniștit că Rebecca acum e la fântână. Acum trage apă. Stai liniștit că imediat vine. M-a sunat după jumătate de an. Cristi zice, poți să vii la nuntă la mine. Aleluia! Slăvit să fie Domnul, nu? Dumnezeu lucrează, dragii mei. Dumnezeu lucrează. I-am zis, mă, omule, 10 ani cu eforturile tale nu te-ai putut însura. Și în 3 săptămâni Dumnezeu te-a rezolvat problema. În 3 săptămâni, să știți. 3 săptămâni. Fără să fie nevoie de tot felul de poze pe Facebook și nu pot să facă eu. Da? Dar știți, știu fetele la ce mă refer. Că nimeni nu pune poze cu cum se spală vasele pe Facebook. Deci ar fi nevoie. Da? Niciun băiat nu pune poze cu cum stă pe genunchi, cu bila deschisă. Nu. Mai degrabă cu o mașină închiriată, pune poze pe Facebook. Nu? Doamne, dă-ne o familie frumoasă. Dă-ne o familie nouă. Și în ultimul rând, vă doresc să fim și ne dorim să fim oameni cu o slujire nouă. Cu o slujire nouă. Mântuire, sfințire și ajutor de șomaș nu o să primiți de la biserică niciodată, să știți. Cel mai trist e să cer la 23 de ani ajutor de șomaș. A 23 de ani, ziceam și eu, zice, vreau să cer ajutor de șomaș, zice. Eu sunt cu băgatul de vină, zice, în biserică. Eu am și o funcție, nu mă bag de vină. Dragii mei, și să faci nimic, să știți că trebuie un efort să nu faci nimic. Da? Dar interesant că oamenii care nu fac nimic și nu cred că există la voi cineva care să nu facă nimic. Dar interesant că oamenii care nu fac nimic dau cele mai multe sfaturi. N-ați întâlnit asta în viață. Ei știu cum trebuia să fie apăsată clapa de la orgă, știi cât de tare trebuia să fie, nu știu ce instrument. Toți știu. Numai să-i întreb pe ei. Dacă mergi în Apocalipsa cu ei, ei știu necazul cel mare, Armagedonul, toți știu. Da? Tot. Eu vă doresc astăzi să vă uitați în 2016 în biserică și să vedeți în ce v-ați putea implica. Dragii mei, pe mine mă frământă foarte mult un aspect, să știți. Important în viață nu-i cât trăiesc, ci cum trăiesc. Văd lângă mine oameni aleargă, mănâncă numai verdețuri, da? Nu-i rău, e foarte bine. Dar dacă mănânci numai păpădii și salată și alungi în iad, ce te ajută? Nu? Dacă, de exemplu, alergi pentru trup 5 ore pe zi, nu știu cât, sală, face, să aibă mușchi, dar nu poți ridica o cauză spirituală, nu poți ridica înainte Domnului. Dragii mei, cele mai mari greutăți în viață se ridică cu genunchii, nu cu spatele.
nu cu mușchii, cu genunchii bătătoriți, întrebați pe bătrânii noștri. Și vă doresc, fetelor, în viață să aveți parte de un preot care se poate sta cu mâinile ridicate spre cer pentru familia voastră. Că dacă nu au avut experiențe cu Dumnezeu, eu când eram copil și picam cu bicicleta, când strigam tata, nu ieșea vecinii afară. Să știți, ieșea tata afară. În viață, cele mai grele examene nu sunt la facultate, ci pe genunchi. Să știți. Și ai nevoie ca să vină tata din cer și să intervin. Dar întrebarea mea e, te cunoaște tata? Că eu pe președintele României îl cunosc, dar sunt sigur că nu mă cunoaște. Sunt sigur. Tata te cunoaște? Îmi pun întrebarea asta, ce rămâne după ce plec eu? Mă frământă, dragii mei, întrebarea asta, să știți. Că Penina a avut un ac, nu? Și înțepa, nu, Penina? Credeți că cineva a plâns la mormântarea ei? Cred că și pe datorie au cumpărat frații coroane și au plecat, nu? Păi dacă au plecat, de ce? Păi acum slavă Domnului, că nu mai este nimeni care să bârfiască, să clevetească în biserică, nu mai e nimeni, zice. Acum am spus și ne bucurăm de pace ca și în fapte, nu? O mai fost o femeie care a avut un ac în Biblie, dar i-a pus și ață. Știi cineva cine? Tabita. Dacă, de exemplu, n-aveai batic, Tabita se făcea numele Domnului, da? Imediat, intervenea, slăvit să fie Domnul. Dacă fusta era prea scurtă, Tabita zice, vină mâine la coitorie, că... Da, deci, ai să înțeles. Slavă Domnului. Dacă când Tabita a murit, o plâns frații. Păi dacă Tabita ar fi în unele biserici de astăzi, nu la voi, bineînțeles, da? Zic așa. O zis frații și surorile către Petru, Petru, nu facem în seara asta slujbă de priveghi. În seara asta facem slujbă de înviere. Că avem nevoie de astfel de oameni. Dragii mei, pe mine mă înfrământă aspectul acesta. Când o să plec eu, va remarca cineva absența mea? Că dacă nu remarca prezența? Nu? Pentru aia, dacă vrei să remarci cineva prezența ta și absența ta, trebuie să te slujești. Cel mai mare om din biserica asta e cel care slujește cel mai mult, să știți. Dumnezeu așa cântărește. Cum poți să slujesc? 3 puncte și închei. Cum poți să slujesc? În primul rând, vezi care sunt nevoile biserice. Vezi care sunt nevoile biserice. Până acum un an, au zis doctorii că dacă faci operație de apendicită, nu e nicio problemă, că oricum e în plus apendicită. Și acum au revenit cu niște detalii și au spus că nici apendicită nu e în plus. Nimeni din 1 Corinteni 12, din trupul lui Hristos, nu este în plus, dragii mei. Important e să-mi găsesc locul. Nu? Să văd eu cu ce trebuie să fac. Dragii mei, am descoperit în Biblie un aspect foarte greu. Că pentru nefolosirea talentului se poate pierde mântuirea. Luați-l și aruncați-l. Dar cum, Doamne, că am fost la biserică? Da, dar n-ai fost cu talentul tău. Ai fost cu ștergar, ai lăsat ștergar. Cu ștergarul putem face două lucruri, să ne îngropăm talentul sau să ștergem picioarele altora. Cu același ștergar, nu? Vezi care sunt nevoile biserice? Sunt toți bolnavi vizitați în 2016? Implică-te acolo. Slăvește pe Domnul că nu te-o chema să fii predicator. Că noi de aici din față vom sta peste programul la judecată, spune apostolul. Și la judecată nici măcar în timpul programului nu-i frumos, vă garantez. Da, peste program. Vom primi o judecată mai asta. Sunt toți săraci ajutați, sunt toți lucrătorii sprijiniți în rugăciune. Vezi care sunt nevoile bisericii. 2. Corelează nevoia bisericii cu darul pus în tine de Dumnezeu. Corelează nevoia bisericii cu darul pus în tine. Dragii mei, ceea ce fac toate mădularele mele sunt ca o completare. Nu? De exemplu, mâna dreaptă, dacă se taie mâna dreaptă la deget, ce spune mâna stângă? Foarte bine, zice, că de mult n-am mai ținut cu furculița și lingura eu, nu așa zice? Nu, mâna stângă aleargă repede, ia pansamentul și o pansează, chiar dacă i-ai pe minus în viață. Dar mâna stângă știe ceva. Știi ce știe mâna stângă? Că oricât de tare ar fi mâna dreaptă, nu poate deschide o sticlă de apă minerală fără ajutorul mâinii stângi. Noi avem nevoie unii de alții, oameni buni. Noi avem nevoie unii de alții. Că va, sigur că colegii de la serviciu nu se roagă pentru noi. Nici șefii de la servici, nici oamenii din care nu ne cunosc pe Dumnezeu. Eu am nevoie de cei de lângă mine. În ziua când am fost în spital, m-au vizitat frații, nu străinii. Pentru aia spune cântarea cât de bine mă simt. Dar cum, de ce te-au vizitat? Știi de ce? Pentru că și eu am vizitat. Nu? Știți câți vor veni la voi la spital? La câți ați fost și voi? Să știți. Cum ai făcut? Și în al treilea rând, nu-i suficient să slujești. Contează foarte mult cum slujești. De exemplu, aici am un pahar cu apă. Pot să-l iau și să-l arunc în față.
Am slujit, nu? N-am slujit, am slujit. Dar nu, nu-i bine așa. Puneți-vă întrebarea, hai să ne punem întrebarea, ceea ce fac eu, aduce zidire biserici? Rămân hotărâri și decizii noi în urma mea. Roman 12 cu 8, cine îmbărbătează pe alții și nu-i place, să se mute domeniul și să meargă în altă parte. Nu! Dragii mei, Dumnezeu știe cel mai bine dacă darul care mi l-a dat e pentru mine și pentru aia, atât să accept darul lui. Cine dă să dea cu? Am auzit anumiți oameni, zice, mă, zice, am pus din greșeală 50 de lei la colectă. Trebuia să pun numai 5 lei. Stai liniștit că numai 5 lei ai pus, nu-ți fă probleme. N-ai pus, n-ai cu cum să pui 50 de lei? Inima contează, să știți. Inima. Cine cărmuiește, să cărmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Trebuie să slujesc, dragii mei, cu bunătate și cu credincioșie. Cu bunătate și cu credincioșie. Am fost deosebit de marcat. În urmă cu aproximativ 3 săptămâni am ajuns la o biserică baptistă, la evangelizare. Păstorul era cum va jenă să-mi zic la telefon că sunt numai 10 oameni. Că nu știu dacă vin. Și când m-am ajuns acolo erau 30. Am zis, frate, cum sunt 30? Că ai spus că sunt 10. 20 erau prieteni. Am zis, frate, păstor, îmi pare rău să spun, dar dacă într-o biserică de 500 de membri s-ar dubla, s-ar tripla numărul, dar să mă trebuie să fie 1500 de oameni în sală de care 1000 prieteni. Am zis, spuneți-mi și mie secretul. Cum ați atractat, ați împărțit, ați dat pe internet, ați dat bani la oameni să vină? Ce ați făcut? Frate Cristi zice, avem o femeie de 70 și ceva de ani. La minus 10 grade săptămâna trecută, a bătut din poartă în poartă, poartă în poartă, o cheamă sora Leana. A luat bastonul la minus 10 grade, pe ghețuș și a mers din poartă în poartă, 80 de case, 80 de numere. Și a bătut din poartă în poartă și a zis, avem evanghelizare, n-aveți să veniți la evanghelizare. Dragii mei, mi-a fost mie rușine să știți că sunt slujitor. Am văzut o femeie la 70 ceva de ani pe care sunt sigur că Dumnezeu n-ar fi condamnat-o dacă stătea. Fără circulație de sânge prea mare în picioare, cu frig, împăturită, îmbrăcată bine. Dacă stătea acolo în casă ei, cine ar fi condamnat? Dar femeia asta o înțeles ceva, că nu e suficient să slujești. Trebuie să slujești cu bunătate, cu bucurie și cu credincioșie. Adică să continui să slujești și când n-ai chef să slujești și când e iarnă afară. Că dacă vin la biserică numai când e vreme bună, s-ar putea să am nevoie de răpire pe timp de vară. Înțelegeți ce spun astăzi? Nu, eu slujesc și când plouă, și când nu-mi convine, și când primesc pietre, eu nu mă uit la pietre, mă uit la cer ca să văd cerul deschis și pot să mă rog pentru cei care dau cu piatra, că aia nu văd cerul deschis, nu. Continui să fac. Slujirea mea, dragii mei, trebuie să aducă zidire și îmbărbătare. Slujirea mea va aduce uneori suferință pentru mine, dar zidire pentru tot corpul. Știți pe ce exemplu vreau să vă demonstrez asta? Dacă cineva aruncă înspre voi cu o piatră sau cu o așchie, creierul face o analiză în câteva milisecunde și creierul spune așa, dacă piatra aia ajunge în ochi, la ochii va trebui luni de zile să se refacă. Și creierul spune către mușchi de la mână, întinde mâna, protejează piatra, protejează ochiul, pentru că vindecarea mâinii este mai rapidă și mâna este un adular mai tare decât ochiul. Mâna suferă, dar trupul este protejat. Uneori vei fi lovit, uneori vei suferi, dar biserica aceasta va rămâne zidită și protejată. Știi cum poți să suferi din cauza slujirii tale? Vei auzi o bârfă. Știți care e antidotul pentru bârfă? Cel mai simplu. Frate, hai să luăm 3 zile de post, fără cină seara, pentru ăla pe care îl bârfești. Să vezi 140 la oră cu cale întors. O să vezi, nu o să mai ai probleme. Vei suferi. Și știi ceva, îți va fi greu? Să păstrezi secretul ăla și să nu mai spui la alții și să te rogi. Poate bârfa aia a fost adevărată. Calomnia nu e adevărată, bârfa poate fi adevărată uneori. Dar spune legământul să nu umbli cu bârfeli, nu? În poporul tău. Dragii mei, poate vă întrebați, frate Cristi, eu sunt mai neînsemnat. Închei cu mărturie pentru tine. Eu sunt mai neînsemnat, eu n-am mare valoare în biserica asta. Dar zice, vreau să slujesc și eu și nu știu cum să slujesc. Am citit o mărturie care foarte mult m-a marcat, să știți. O fată de 12 ani era pe patul de moarte. Și acolo pe patul de moarte a vizitat o soră din biserică. Mama i-a murit la vârsta de 8 ani și timp de 4 ani fata asta, într-o vreme care nu erau mașini automate și condiții ca și ale noastre, și-a schimbat frosiorii mai mici, fiind cea mai mare, a făcut de mâncare, a slujit cu credincioșie, cu bunătate, cu un efort extraordinar de mare.
Și fata asta era necăjită, apropiindu-se ziua morții ei, lovită de o boală incurabilă. Și a zis către sora, sora a întrebat-o, de ce plângi? De ce ești necăjită? Și ea, printre sughițuri de plâns, a zis, soră dragă, eu n-am avut timp să vizitez bolnavi din biserică. Eu n-am reușit să mă duc la fiecare program. Eu n-am reușit să fac și eu am vrut să fac și ceva pentru Dumnezeu și eu n-am reușit. Am vrut să mă duc și pe la spital. Am vrut să mă duc și la văduve și la orfan și n-am reușit să fac. O zis, soră, spune, eu cu ce mă prezint înainte lui Dumnezeu? Sora aceea, o soră extraordinar de înțeleaptă. O luat mâinile acestei fete care erau mâini trudite, mâini crăpate de la muncă, mâini cu urme de osteneală și au zis, fetițo, când vei ajunge în împărăția lui Dumnezeu, să nu spui nimic decât să-i arăți mâinile tale lui Iisus Hristos. Și va fi suficient. Dragii mei, în această seară, întrebarea care o pun este, tu ce o să-i arăți lui Iisus Hristos? Ai acasă o harfă de cântări care nu a fost deschisă de mult? Ai acasă o Biblie care nu a fost deschisă de mult? Ai acasă copii care poate nu mai stau lângă un altar de rugăciune? Aș vrea în încheierea acestui program să ne analizăm umblarea cu Iisus. Așa de dor de El, să știți. Am visat într-o noapte recent că am trecut de jumătatea vieții și m-am speriat, 29 de ani. Și Dumnezeu m-a întrebat, Cristi, ce faci pentru mine? Rămân cu întrebarea, ce faci pentru Dumnezeu? Ai o inimă nouă? Ai haine noi? Ai o familie nouă astăzi? Vreau să ne ridicăm în picioare și să cântăm o cântare care spune, mi-e așa de dor, Iisuse, după tine. Mi-e așa de dor să simt prezența ta, mi-e așa de dor ca tu în rugăciune să vii să-mi ștergi, Iisuse, lacrima. Și dacă ți-e dor de El, cântă cu noi împreună. Mi-e așa de dor, Iisuse, după tine. Mi-e așa de dor să simt prezența ta. Mi-e așa de dor ca tu în rugăciune să vii să ștergi, Iisuse, lacrima. Mi-e atât de dor, Iisuse, după tine. De dor să simt prezența ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența ta. Mi-e atât de dor, Iisus, e după tine. De tot să simt prezența ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența ta. Mi-așa de ori am timpul de zi, mi-așa de dor, Iisuse, să-i vii în rugăciune să te pot simți și lacrimi să-ți pot oferi. Mi-așa de dor, Iisuse, după tine. Ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența ta. Mi-e atât de dor, Iisuse, după tine. Mi-e atât de dor să simt prezența ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența ta.
Ridice unele greutăți, unele poveri pe care unele din aceste persoane prezente aici le purtau. În același timp se vedea cum o mână cerească avea un carnețel și vrea să scrie deciziile care se vor lua în rugăciunea care urmează. Și mă rog ca toți din biserică, dragii mei, să stăm înaintea lui Dumnezeu cu o inimă nouă, cu o slujire nouă, cu o familie nouă, cu haine noi. Și mă rog ca Dumnezeu să asculte rugăciunea bisericii în seara aceasta. Amin. Și plecăm de aici, să plecăm schimbați, transformați și mai aproape de cer. Amin. Ne rugăm.